Ana și Daniel aveau deja discuție început, o discuție începută, am auzit-o pe Ana că a zis, Doamne ferește, și Daniel a zis, ce ne facem dacă nu mai suntem la capricii? Și a râs, iar Ana a întrebat de când nu avem voie să stăm în cameră, că nu înțeleg. Nu înțelegea de ce nu li se mai dă voie și Daniel a zis că poate pentru că trebuie să stai mai în casă, să fii în contact cu cei din jur. Ana tot nu înțelegea, spunea de ce, pentru că aici este vorba despre găsirea perechii, am găsit-o, urmează să fie căsătoria în 9 zile, participăm la task facem totul corect. Acum, dacă stau în cameră, care e problema? Și Daniel a încercat să explice, cred că la asta se referea de fapt, nu a spus cu subiect și predicat, să fie cu ceilalți concurenți, eventual se mai ivesc niște discuții contradictorii, cred că la asta s-a referită prin replica lui. Daniel spunea că poate dacă începe să discute și sunt mereu în același cadru, nu este ok.